faceți? Scuze, era o vorbă. Auzi, ai ceva? Sincer. Eu consum foarte mult ceai de ghimbir. Ceai de ghimbir. Ok, am înțeles. Ceai de ghimbir e cel mai sănătos. Îmi desfundă tot. Da. Cum vă cheamă superbităților? Că aveți niște ochi să moară Bibi dacă nu m-am îndrăgostit aici. Cum vă cheamă? Mădălina și Șirin. Cum? Mădălina și Șirin. Și Șirin? Șirin. 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 De la ce vine Șirin? Dulceață. Da. Ma. Bună, Mădălina și Șirin. Ce faceți? Bine, tu ce faci? Bine, rău, să mă rog, dar sunteți enervant de drăguțe, pe cuvântul meu, dacă mint. Bă, efectiv sunt, mamă, și dinți frumoși, și ochi, și degete, și toate alea, fai de cap, mă. De unde sunteți? Din București. Ma, din sector? Ai? Ai? N-am. eu sunt din sector 4, lângă Unirii. Noi suntem, ce sector e aici? Nu, nu. Noi pe ce planetă suntem? Să mor. Deci? Bă, prea drăguțe sunteți, mă jur, prea drăguțe sunteți. Câți ani aveți? Eu am 19 și are 20. S-a terminat. Și aveți gagic? Trist, nu? Și de cât timp sunteți cu băiatul ăla? Ea e de 3 ani și eu de o lună. A, deci cu tine mă bag. Ești loială? Da. Păi nu pot să fiu loială mie. De ce să-i fii lui nemunii păcat? Arată bine? Da. Cât de bine? Foarte bine, mult mai bine decât tine. Aulă, mamă, stai așa că... Se pare că trebuie să-mi scot artileria aici, nebuna. Cum arată el? Iartă-mă pe mine că pur haine largi, ești nebun. Iar ridică-te în picioare. De ce belea? Dacă, ridică-te în picioare. Dacă mi-arăți o tuțucă, promit că și-o ți-arăt six-pack-ul. Nu, e schimb pe schimb sau nu? Dar nu te-am pus să-mi arăți tuțucul. Voiam să-mi arăți de la brâu în sus. Deci dacă vrei să vezi six-pack-ul, tu mi-arăți tuțucă. Dacă vrei să vezi ștromeleagul, mi-arăți și tu prunica. Nu ți arăt nicio ștromeleagă. Dar stai, ce dracu stau? Am înnebunit, poate mă filmez dracu, mă pui pe toate alea. Bă! Am și băut. Uite, am înregistrat deja. Am beli. Hai de p***a că apar pe internet. Hai de p***a, mamă. O să mă caute ăștia de la muncă. Ce faceți? Păi măcar să te pun pe OnlyFans, fac și niște bani pe curul tău. Fai, mamă, tu știi cât ai face cu mine? Dar sincer, arată mai bine decât mine, gagică tu. Păi dar nu te-am văzut, te-am văzut de aici în sus. Ridică-te, că pe el l-am văzut. Cum l-ai văzut? Da. Vreau să vadă dacă ai pătrățele. Vreau să-mi dacă ai pătrățele sau nu. Ce faci în seara asta, că ți le arăt? Ce ai zis? Ce faci în seara asta? Dorm. Mâine mă duc la muncă. Cu cine? Ai? Ai? N-am. Cu cine? Cu vara mea. Cu cine să mă duc? Ești prea drăguță să mă rog, ți-am zis. Sigur vrei să... Cât are băiatul ăla? 20. Tot 20 și eu. Oricum știu că n-arată ca mine, că e imposibil. Dar zi-mi cum te cheamă. Eu sunt Vijay. Cum? Cum doar pe față? Eu sunt Vijay. Vijay. Îmi place mai mult numele lui, îmi pare rău. Pe el cum îl cheamă? Nu pot să-l zic. John Alfic. Zi-mă, serios. Gigel Frone. Gigel Frone. Cosmin. Nu, Cosmin. Cosmin îl cheamă. Dacă râzi, vin peste tine în casă și îți dau foc. Dai foc la dragoste dintre noi. Eu Cosmina! Te duci la idee! Pe cine mai cheamă pe Cosmina în 2022? Te duci la interviu? Salutare, mă cheamă Cosmin. Du te dracu acasă. Păi pe tine te cheamă Vijay. Bogdan, mă cheamă Vijăiescu Bogdan, prietenii îmi zic Vijay. Dar ești drogat, mă, Vijay. Bă, cum? Ce-a dat cu cămul?
Ai dat cu capul de masă? Despăra. Nu, dar dacă vrei, dau. Te rog. Hai, acum. Să vezi cum dau cu capul. Ce s-a terminat? Auzi, dar zi-mi sincer, ai consumat ceva ilegal în afară de sticla de whisky? Bă, viața. Ai? Dacă ai, n-am în p***a mea, n-am. N-am, de unde să am ești? Hai? Hai? Să moară bibi dacă nu zici că ești vecina mea de la țară. Hai? Că n-aude ceva, hai? N-am, de unde drag? Cum ai zis, cum miroți de scap? Mădălina. Mă dă, oh, mamă, și nume frumos. Singurul lucru pe care l-am consumat ilegal e dragostea ta. Ok. N-am avut încălătoră și a trebuit să consum un pic. Dar auzi, cu ce stingi whisky-ul ăla, cu bere? Nu, e Pepsi Max. Pepsi Max. Că stingi cu bere. Auzi, da. Da. Ești bet mort. Bă, e o chestie simplă. Beat sunt, dar mort sunt după tine. Vezi că sună 2002. Da. 2002. Salo, puiule, ia zi. A zis că își vrea glumele înapoi. Vrei să-i dau una? Ok. Auzi? Mădălina. Da. Ai cumva o oglindă în buzunar? Oglindă? Oglindă. N-am buzunare. Ai cumva o oglindă în pantaloni? Nu. Că nu știu de ce, dar mă cam văd în pantalonii tăi. Ești fumat rău. Ești fumat rău de tot. Cum să-mi spui că-s fumat când n-am apucat să trag de-n păsărica ta? Dacă-mi zici și Dalea că nu-ți place să primești oral, îmi ba p***, las pe Cosmin să-și facă treaba, ești nebun la cap. Păi să știi că, Cosmin chiar își face treaba. Păi normal că-și face treaba, că n-ai încercat ceva mai bun, normal. Normal îmi pune ai m***. S-a supărat. Bă, tu ai mușchi. N-am. Tu ai mușchi. Ce acolo să moară Bibi dacă nu mă îndrăgăsesc? Poate vrei să... Nu, dai seama. Cum te cheamă? Noemi. Ce? Noemi. Salut. Noemi. Și eu sunt... Noemi. Noemi. E nume ăsta? Da, e un nume unguresc. Și tu știi unguresc? Da, maghiară. Mănânci gulaș? Mănânc. Mă zic. Aaaa, uite de cine am dat de prietenul tău. Ce faci, ai Alcatel? Mamă, ce iPhone e ăla? E iPhone 5 sau 6? Am dat de prietenul ăla. Ce iPhone ai? E iPhone 6, oh my god. Ce ai iPhone 6? Alo? Da! Familie mare. Hai cu like-ul la tatăl, face 1600. Ți-aș cam da o suburic. Nu ți-o mai dau, m-am răzgândit. Când am văzut cum zâmbești, mi s-a culcat și mama și toată familia. De nu ce? Nu mai deschide gura, că mă mor și mai nasul, a zis că ți-a vădă și abion. Ești drăguță, sincer. Nu, eu ești chiar ca lumea. Ia stai un pic așa. De ce? Vreau să văd dacă mă nimerești. Nu vreau. Mamă, te-ai supărat? Cum te cheamă? Deborah. Debara? Cum ai să te cheamă Debara? Debora, să moră de nu ți l-aș băga. Turu, câte ne-ai? Deci observați că majoritatea sunteți neab... Așteaptă pentru functional training? Au! Ferească, să mor eu! Debora, și de unde ești? Timișoara. M-am răzgândit, ești chiar drăguță, scuze. Chiar ești drăguță, m-am răzgândit. Deci, acum că am aflat că ești bine, chiar m-am răzgândit. Ce nălții mei? Are rău să zic. Am crezut că ești mică rău, am crezut că ai vreo 16 ani, 15 ani, scuze.
Nu știu că ești așa mare, car, nu, dacă știam că ești așa mare. Mie-mi La plac mult fetele. înălțime. Nu? La înălțime mi-e mică. Ce, 1,50 cât ai? 1,58. Mă, ești bine, că mie nu-mi plac fetele alea mari, înalte. Înțelegi ce zic? Că gen, eu nu suport fetele care, atunci când le pui capră, stau cu mâinile în Cluj și cu picioarele în București. Nu suport, carul meu, stau să le să iau cu autobuzul, să le pun mâna pe tățe. Nu. Așa, micuțe de înălțime, perfect, înțelegi ce zic? Ești de acord? Zi. Băi, am pus și de alea înalte capră, să moară jena mea dacă mint. N-am văzut să țele în seara aia. Și când era deasupra, n-ajungeam. Mă gândesc că ți-ai început viața, dar... Înțelegi ce zic? Poftim? Mă gândesc că ți-ai început viața, dar... Nu. A, nu? Te cred. Și ai prieten? Acum nu. De ce? Că depinde cine treabă? Nu, adică am avut, nu mai am. Ce s-a întâmplat? Ce? Am despărțit. Deci voi nu mai sunteți pentru că v-ați despărțit? Voi nu mai sunteți împreună pentru că v-ați despărțit? Păi nu-i logic. Păi tocmai de-aia te-am întrebat de ce nu mai sunteți, că v-ați despărțit, normal. De ce a murit Ștefan cel Mare? Că a murit. Că nu mai trăiește, că n-a mai trăit, normal că de-aia a murit, N-am nu? vrut relații la distanță. Eu am Pe plecat el la cât de departe Bacău. era? Păi atunci nu era departe. Eu am plecat la Timișoara, la facultate. A, și acum unde Păi eu am plecat acum. e? A, și Eu el de sunt unde e? acum la Timișoara. Și el de unde e? De pe vreo 2 ore distanță. Și ce așa distanță mare? Nu vreau. A, voiați să stați în aceeași casă sau ce voiați? Păi nu prea merg pe la De cât timp erați împreună? jumătate de an. Bine, mă, dă-l, dar acolo e de încălzire, așa. Știi ce zic? Tu ești la facultate în Timișoara? Da. Și nu schimbi și tu facultatea la Cluj? Nu. Ce? Că schirile scumpe. Păi da, dar am eu casă. Angasul era aici, a cumpărat. În viața mea, dar tu stai într-o cameră, eu am 5. Am și jacuzzi. Da, Și nu șofer. cred. Te duci la facultate cu mașina? I-ai zis, băi, Nelule, cam unul, Nelu. Oricum vine șoferul după mine în fiecare dimineață. Bă, deci ai fugat Jeep? Nu, vine autobuzul. Ai, da, mea, vine autobuzul cu aie. Ai, ce mi-ai dat-o pe asta, vine șoferul după tine. Mamă, asta a fost bună, sincer. Dar poți să ai un șofer care să te ducă cu o mașină care să fii doar tu și șoferul, știi ce zic? Nu în care să fii tu încă 79 și șoferul. Înțelegi ce zic? Nu, no, am fost și un student, înțelegi ce zic? Câți ani ai tu? 19 ai zis? Da. Eu am 22, eu am terminat facultatea. Gen, la fel eram și eu, mă suiam în autobuz și aveam, cred că vreo 26 de mirosuri. Pă bune, zici că eram câine, de la să moară Bibi dacă mint. Cum înaintam un metru, schimbam 20 de mirosuri, să moară Bibi dacă mint, așa mă simțeam. Dacă ai parfum de firmă, nu se mai ia mirosul Eu, de tu ai cuțit. parfum de firmă? Da. A, iartă-mă, eu am dat alea parabești. A, nu-mi plac. Știu că nu-ți plac, miros 5 zile pe tine, ai dreptate, urât, te rog, Știu, faci. dar nu-mi Știu, plac. nici mie nu-mi plac, faci duș cu ele și tot țin să moră. Deci dacă mă dau cu un parfum arabesc, 2 săptămâni stă pe haina asta, nici mie nu-mi plac. Dar nu-mi plac mie cum put. Tu ce parfumuri arabești ai încercat? Hm? Ce parfumuri arabești ai încercat? Nu, sunt prea tari, așa, nu știu. Ce sunt? Sunt prea tari, adică prea Bine, intense. tare. Tare e la mine, gen, știu ce zic. Auzi, mă aștept și pe mine, te rog eu, 35 de secunde să mă duc și eu până la baie să fac și un pic de pipilic. Da. Dar am promis că nu dai skip. Promit. Ai promis? Mă duc și eu. Ce? Mă duc și eu la baie. Hai, du-te și tu și hai să ne vedem. Hai. Că nu vreau să-ți dai, dacă mi-ai skip, te-am... Sistem arabesc, doar pentru femei. Sistem bulgăresc, sistem arabesc.
arabesc, doar pentru